Dragi mei, fiți binecuvântați de Dumnezeu, toți cei care în dimineața aceasta ați venit la casa Domnului și am venit toți ca să primim viață. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață căci Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare spunea: părinții voștri, spunea generația de atunci în Israel, au mâncat manul în pustie și au murit. Dar pâinea care se coboară din cer, vorbea de el. Cine mănâncă din pâinea aceasta, nu va muri niciodată. N-am înțeles oamenii atunci, cei mai mulți, n-am înțeles. Nici în vremurile noastre, oamenii, cei mai mulți, nu înțeleg. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în această dimineață și aș vrea să fiu foarte structurat în vorbirea mea, pentru că voi sluji singur în această dimineață și avem nevoie de mai mult timp. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre importanța acestei cine. Și ce trebuie să facem să ne aducem aminte? Ce gânduri trebuie să avem când venim și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului? Celelalte ale oamenilor să le lăsăm afară. Problemele noastre care ne macină de luni, poate până sâmbăta, să le lăsăm deoparte. Și așa cum spunea Psalmistul, în cântările lui, oprime, te oprește aici, este pauză și te gândești la cele sfinte. Cele ale oamenilor le lași departe, le răiei când îți începe viața, vântoarea vieții, dar aici te oprești și te gândești la cele sfinte. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne învață în Cartea 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 23, spune aici Apostolul Pavel: căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Amin. Ori de câte ori ne adunăm la cină și ori de câte ori întindem mâna și ne apropiem de trupul și sângele Domnului, vestim moartea Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă în vremurile noastre oamenii au ajuns mai moderni și alături de noi, la locul de muncă, pe stradă, în societatea în care trăim, veți auzi și au auzit așa de multe ori: o, totul a fost un vas și nu este realitate. Aș vrea să vă îndemn în această dimineață: credeți cuvântul lui Dumnezeu. Nu este un bas și nu este o povestire și amintirile unor oameni din vremurile acelea. Este o realitate. Domnul Iisus Hristos s-a coborât din ceruri, ne-a purtat în suferințele Lui, a murit și a înviat pentru noi.
și ne-a scris numele noastre în cartea vieții. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Aș vrea ca în dimineața aceasta, asculte cuvinte prin ajutorul lui Dumnezeu, să vorbesc de patru suferințe care Domnul Iisus Hristos le-a luat și le-a purtat în locul nostru. De cele mai multe ori se vorbește de suferința fizică. Și de cele mai multe ori vorbim despre ceea ce izbește ochi. În cartea prorocului Isaia, în capitolul 53, așa de clar ne vestește și ne spune acolo, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu, despre suferința Domnului Iisus Hristos. Dar am găsit și în celelalte evanghelii, am găsit despre aceste patru suferințe care Domnul Iisus Hristos le-a luat și le-a purtat asupra lui. Prima suferință despre care vreau să vorbesc în scurte cuvinte este ceea ce izbește ochii și nouă astăzi. Este de suferința fizică. Domnul Iisus Hristos a fost bătut pe nedrept. Atunci când ți se cuvine oarecum o serie de nuiale sau de curele pe spate, parcă este drept să le primești. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost pedepsit și lovit pe nedrept. Și El însuși, Cel care a dat comandă și ordin să se aplice această pedeapsă, spune El, Pilat, n-am găsit nicio vină în El. N-am găsit nicio vină în El. Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 22. Pilat le-a zis, pentru a treia oară, ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în El. Așa că, după ce voi pune să-L bată, îi vă da drumul. Domnule Pilat, domnule dregător, să cuvine să bați să pedepsești pe cineva care n-ai găsit nicio vină? Oare legea romană, oare acceptă așa ceva? Totuși, El a aplicat. Dar îngăduiți-mi să vă aduc aminte de ceva. În toată această suferință, Domnul Iisus Hristos nu a plâns. Și nu s-a plâns la oameni și nu s-a plâns la nimeni. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu când a plâns Domnul Iisus Hristos. Dar găsim aici că Domnul Iisus Hristos n-a plâns și n-a spus nimic. Atunci când mergea cu crucea în spate, pe Via Dolorosa, spre locul căpățânii, locul unde era să fie crucificat, spune cuvântul lui Dumnezeu că l-au prins pe unul, l-au luat pe un trecător, pe Iosif, pe Simon din Cirena și l-a pus să-i ducă crucea Domnului Iisus Hristos. O întrebare și aici lasă multe de interpretat. De ce? Știți de ce? Mă face să cred că Domnul Iisus Hristos era așa de bătut și așa de slei de putere, de nu mai a putut să-și ducă crucea. Pentru că dacă putea să-și o ducă, nu era nevoie să o ducă altul. Și n-a plâns și n-a spus nimic. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre alt aspect în care Domnul Iisus Hristos a suferit. Și aș vrea să trec la al doilea punct. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune când a plâns Domnul Iisus Hristos. De cele mai multe ori noi credem în ceea ce vedem cu ochii. Dar ceea ce nu vedem cu ochii, ca și cum trece neobservat. Ne spune Domnul Iisus Hristos că într-o împrejurare a plâns pentru cetate. Dar aici nu l-a bătut nimeni. Aici nu l-a acuzat nimeni. Aici nu l-a bat jocuri nimeni. Aici nu l-a defăima nimeni. Și totuși ne spune că Domnul Iisus Hristos a plâns. Ne spune că a plâns la mormânt la Lazăr. Și oamenii au înțeles altceva și au spus, uite cât de mult îl iubea, că îl plânge pe Lazăr. Și totuși Domnul Iisus Hristos nu plângea pentru că îl iubea așa de mult pe Lazăr. Îl iubea pe Lazăr, dar nu din cauza aceasta. Și când a plâns pentru Ierusalim, și când a plâns la mormânt la Lazăr, știți de ce a plâns? A suferit din cauza necredinții oamenilor. O altă suferință care a luat-o asupra lui
A doua, prima bătaie fizică. Și apoi, suferința necredinței oamenilor. Și poate noi spunem de cele mai multe ori, o, dacă eram noi atunci, dacă eram noi atunci, noi credeam, nu eram ca ei. Mi-aduc aminte de cineva care cunosc aici, în Canada, nu este român, și mi-a spus, mie nu-mi place de evrei și nu-mi place deloc de ei, pentru mine e o nație, și-a spus el niște cuvinte. Și am spus, de ce? Și mi-a spus, pentru că ei l-au răstignit pe Hristos. Oare ei l-au răstignit pe Hristos? Aș vrea să vă spun ceva. Generația lui Israel de atunci, de fapt, ne reprezenta și pe noi. Printre cei care am fost și am arătat cu degetul și am spus la moarte, era și necredința noastră. Era acolo. Și glasurile noastre este simbolic. Și noi eram acolo. Dacă astăzi ar veni Domnul Iisus Hristos, câți l-ar crede și câți l-ar condamna? Credeți că oamenii sunt mai buni acum decât atunci? Nici de cum. Domnul Iisus Hristos a dus această suferință. Necredința oamenilor de atunci. Și astăzi, de cele mai multe ori întâlnește aceeași necredință. Și se lovește de ea. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu l-am citit în ziua de astăzi. O suferință care se vorbește prea puțin despre ea. Ca și cum trece neobservat. Să fii vândut. Să fii vândut. Spune Domnul Iisus Hristos, când a venit Iuda cu gloata mare, cu preoții și cu aprozii, cu cei care să-L aresteze pe Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Iuda, Iuda, cu o sărutare, îl vinzi pe învățătorul tău. Domnul Iisus Hristos a fost vândut. Și spune David, într-o împrejurare, dacă ar fi cei străini, străin să dea mine, dar sunt cei din casa mea care dă mine. Iuda era cu Domnul Iisus Hristos. Era părtaș la toate minunile, la toate binecuvântările. Domnul Iisus Hristos i-a dat lui Iuda pâine și pește. Ține Iuda, mănâncă și știu, dar va vin. Și l-a vândut. Și aceasta l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Și această povară a portat-o în sufletul lui. Iată încă o suferință care de multe ori trece neobservat. Atunci când oamenii îl vând, spunea aici Petru, dacă dăm o pagină în urmă, veți vedea ce spune Petru. Când a auzit și când a văzut că cine este vânzătorul, Petru face o afirmație și o declarație extraordinară. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, spun, nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori de mine, pentru că nu mă cunoști. Una dintre loviturile care oamenii le dă Domnul Iisus Hristos este necredință. Știți ce înseamnă să te lapezi de Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus o spune cu însăși gura Lui. Să te lapezi de Domnul Iisus Hristos înseamnă să nu mai fii aproape de Dumnezeu. De multe ori și în vremurile noastre, oamenii se lapădă și așa ușor spune, noi nu suntem creștini. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când spui aceste cuvinte, cum a spus Petru, nu-L cunosc. S-a lăpădat de trei ori. Și Domnul Iisus Hristos s-a uitat la el la treia oară. S-a uitat la treia oară și l-a văzut. Și i-a dat de înțeles la Petru, Petru, nu-i așa că cuvintele mele sunt adevărate. Spune cuvântul lui Dumnezeu și i-a zis, Petru, spun că nu va cânta astăzi cocoșul până nu te vei lepăda de trei ori de mine. Și apoi spune Domnul Iisus Hristos, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Lepădarea de Domnul Iisus Hristos. Știți ce a făcut Petru prin aceasta? S-a depărtat de Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos, după ce te vei întoarce la Dumnezeu,
să întărești pe frații tăi. Dragii mei, altă suferință care Domnul Iisus Hristos a purtat, oamenii s-au lepădat de el. Oamenii cei pe care i-a slujit, cei cărora le-a slujit, oamenii s-au lepădat de ei, de el, așa de simplu și așa de ușor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai încolo, ne spune despre altă suferință care Domnul Iisus Hristos a purtat-o, spune tot în Luca, oamenii care păzeau pe Iisus, îl batjocoreau. Una dintre suferințe, a patra care a purtat-o Domnul Iisus Hristos, a fost batjocura. Știți ce înseamnă să batjocorești pe cineva? Este ca să te atingi de demnitatea unui om, să-l înjosești în fața celorlalți. Să-l asuprești, să iei puterea asupra lui și el să nu răspundă și să nu spună nimic. Batjocura. Și Domnul Iisus Hristos a purtat această batjocură. În Isaia, capitolul 53, spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vă citesc ca să nu mergem, ca să înțelegem mai bine. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Disprețuit. L-a disprețuit. Uitați-vă ce făceau cu disprețul față de Domnul Iisus Hristos. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, prorocește, cine te-a lovit? Dragii mei, a suferit aceste patru umilințe în jurul vostru? Să fii lovit, poate niciunul n-a fost bătut de oameni pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Apoi, la propovăduirea ta, oamenii să nu creadă, să nu te bagi în seamă și tu să plângi, nu pentru că ți-e ciudă că nu te-au crezut, pentru necredința lor. Să plângi. Și apoi să fii vândut de cei pe care i-ai slujit, de frații tăi. Mi-aduc aminte într-o paranteză. Îngăduiți-mă aceasta. Am mai spus-o aici în adunare, cu multă vreme în urmă. Păstorul din biserica din care am venit eu, mi-a spus ultima dată când am fost în România. Mi-a spus, sunt doi frați în adunare, care în fiecare duminică seară, raportau tot la guvern ceea ce făceam eu pe vremea vechiului regim. Tot mă vindeau în fiecare duminică seară. Oameni vânduți, Domnul Iisus Hristos a suportat și a purtat și suferința aceasta. Să fie vândut de cei pe care i-a slujit. Celor care le-a dat pâine, le-a dat pește, celor care le-a făcut bine, celor care le-au dat mâncare, celor care le-au deschis ochi, celor care i-au făcut să umble, celor neputincioși, să fie vândut și să spună la moarte lui. Apoi, să fie batjocorit. O întrebare pentru noi, pentru fiecare. Când am fost batjocorit ultima dată pentru Cuvântul lui Dumnezeu? Când mărturia noastră a fost așa de puternică, încât să fim batjocoriți? Domnul Iisus Hristos a purtat și aceasta și pe lângă toate acestea, vreau să vă spun, n-a plâns și nu s-a văitat și nu s-a plâns la nimeni și n-a plâns deloc și n-a spus că vremurile sunt grele. Domnul Iisus Hristos le-a purtat asupra lui. Și oamenii, spune în cartea prorocului Isaia, că noi, deci oamenii, ei și noi, am crezut că de fapt își merită ceea ce își merită, ceea ce primește. Dar el era străpuns și batjocorit pentru noi și pentru păcatele noastre. Și ce a făcut Petru după ce Domnul Iisus Hristos s-a uitat și l-a privit pe Petru. I-a auzit în fața Domnului Iisus Hristos. Eu nu știu ce expresie a feței a avut Domnul Iisus Hristos atunci. Dar a determinat pe Petru un lucru. A ieșit de afară. A ieșit din curtea Marelui Preot, probabil. Și a făcut un lucru care ar trebui să facem noi dimineața aceasta. A plâns omar. Și a plâns păcatul. Și a plâns neputința. Măcar că s-a lăudat înaintea Domnului Iisus Hristos și a zis, eu mă duc cu tine și n-am pisat. Mă duc cu tine și n-am pisat. N-a trecut multă vreme. Nu știu cât o trecut. Un ceas, o jumătate de ceas. Dar în aceea seară s-a repădat și și-o dat seama de neputința lui. De neputința lui. Dragii mei,
Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră și pe mine. Se întâmplă să avem neputințe în noi, în trupul nostru? Se întâmplă câteodată să îl întristăm pe Domnul Iisus Hristos? Și de multe ori să-L facem să supere și astăzi cum a suferit atunci? Ar vrea să ne plângem cu amare aceste defecte și aceste slăbiciuni. Aș vrea ca rugăciunea care vom face să mergem pe genunchi cu toată biserica. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte pentru tot ceea ce am greșit. Pentru toate slăbiciuni, pentru toate stângăciile noastre. De multe ori, poate am șchiopătat și nu cu un picior. Poate am șchiopătat chiar cu amândouă picioare. Și de multe ori, poate l-am vândut pe Domnul Iisus Hristos. De multe ori nu l-am mărturisit pe Domnul Iisus Hristos așa cum trebuia să-L mărturisim. Poate noi credem de multe ori că numai prin cuvintele noastre greșim. Aș vrea să vă spun, adeseori greșim prin tăcerea noastră. Pentru că trebuie să-L mărturisim și nu-L mărturisim. Și de multe ori când trebuie să tăcem, atunci vorbim și vorbim ce nu trebuie. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne spele în sângele Domnului Iisus Hristos, care are putere de iertare a păcatelor, are putere de vindecare a trupului, are putere de vindecare a sufletului. Să ne rugăm Domnului Iisus Hristos ca El să vină între noi în această dimineață. El să se plimbe în fiecare rând, să se oprească în dreptul fiecăruia și El știe nevoile noastre. El să ne dea ceea ce avem nevoie. Să ne ridice la starea de oameni maturi așa cum El dorește. Amin. Aș vrea în următoarele clipe să ne plecăm pe genunchi și ne vom ruga Domnului pentru aceste lucruri. Iar la sfârșitul rugăciunii mă vor ruga Domnului pentru binecuvântarea zimii, pentru binecuvântarea rodului viței. Iar după ce ne vom ruga, cei care se împărtășesc vor rămâne pe genunchi, iar cei care nu se împărtășesc se vor ridica și vor ocupa locul pe scaun. Să ne plecăm la rugăciune.